de ultimă oră, doamnelor și domnilor, șoferița care le-a ucis pe cele două fete din cartierul Andronache din capitală și-a recunoscut vina în fața polițiștilor. El a spus oamenilor legii că a băut rom înainte de a se urca la volan. De asemenea, femeia spune că nu va depune plângere împotriva celui care a lovit-o după producerea acestui accident și că ar vrea în acest moment să le ajute pe cele două familii.